Ceea ce bei e la fel de important ca ceea ce mănânci atunci când vine vorba de îngrijirea corpului tău. A rămâne hidratat în fiecare zi e esențial pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Pe lângă evitarea deshidratării, consumul suficient de lichide ajută organismul să-și regleze temperatura corporală, îmbunătățește calitatea somnului și starea de spirit și de asemenea ajută organismul să livreze nutrienți către celule. Nu toate băuturile sunt bune pentru sănătate. Fiecare băutură poate avea o compoziție diferită de ingrediente. Unele băuturi pot fi încărcate cu tone de zahăr adăugat, sodiu, cofeină sau alcool, ceea ce nu ne va susține sănătatea și ne poate crește riscul de afecțiuni sau boli cronice. Pe baza nivelurilor ridicate de ingrediente nesănătoase, cum ar fi zahărul adăugat și grăsimile saturate, acestea sunt câteva din cele mai rele băuturi pentru sănătatea ta. Suc de fructe. Fructele în sine sunt ultranutritive, pline de antioxidanți și fibre hrănitoare. Fructele conțin zaharuri naturale, dar din cauza a ceea ce sunt în interiorul lor, zaharurile naturale vin la pachet cu o mulțime de nutrienți buni pentru tine, cum ar fi vitaminele, mineralele și fibrele. Dar sucul de fructe îndepărtează toate aceste fibre bune pentru tine și rezultă o grămadă de zahăr și calorii. În plus, pasteurizarea sucurilor de fructe poate diminua și unele din substanțele nutritive din sucul în sine. Deși nu toate sucurile sunt create la fel, un pahar de 250 de grame de astfel de suc vă poate costa între 120-150 de calorii. Cercetările sugerează că consumul de zaharoză, fără fibrele corespunzătoare, așa cum e prezent în mod obișnuit în sucurile de fructe, e asociat cu sindromul metabolic, leziuni hepatice și obezitate. Consumul excesiv de suc de fructe a fost chiar legat de obezitate infantilă. Băuturile zaharoase din cafea. O ceașcă de cafea se laudă cu unele beneficii serioase pentru sănătate, dar preparatele precum frappuccino și alte băuturi decadente de cafea probabil că depășesc oricare din beneficiile stelare ale cafelei. Acest lucru se datorează faptului că multe din aceste băuturi sunt pline de zahăr adăugat, cu excepția cazului în care faceți în mod activ dintr-o băutură de cafea desertul vostru, evitați siropurile zaharoase și toppingurile pentru cafea. În plus, deși conțin cofeină, veți simți o cădere și o oboseală suplimentară odată ce efectul zahărului dispare. Suc. Orice sticlă de suc de 500 de grame, nu doar cola, ci și sucuri cu lămâie, apă tonică, are 13 lingurițe de zahăr, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu aportului recomandat într-o zi. Sigur, o sticlă de cola pe lună nu e sfârșitul lumii. Doar încearcă să faci tot posibilul să nu faci din asta un obicei și să nu credeți că băuturile dietetice care nu conțin zahăr sunt considerate a fi nedăunătoare. Îndulcitorii artificiali pot fi de 200 până la 600 de ori mai dulci decât zahărul obișnuit, ceea ce vă poate hiperstimula papilele gustative. Consumul unor cantități excesive de îndulcitori artificiali poate schimba în timp palatele sau preferințele gustative, crescând dorința pentru alimente super dulci și scăzând plăcerea de a consuma alimente dulci în mod natural, cum ar fi fructe proaspete. Puțin este în regulă, dar practicați moderația și în cazul îndulcitorilor artificiali. Lapte de nucă de cocos îndulcit. Adorăm un lapte bun pe bază de plante, dar dacă nu cumperi versiunea neîndulcită, majoritatea varietăților nu fac decât să adauge de obicei zahăr suplimentar pentru a spori aroma. Acest lucru e valabil pentru toate tipurile de lapte pe bază de plante, de la cel de cocos la cel de migdale, alune și ovăz, în plus deoarece laptele vegetal are un conținut mai scăzut de proteine decât laptele de origine animală sau de soia, nici tu nu câștigi prea multe lucruri bune. Bere de ghimbir. În timp ce unele beri de ghimbir pot avea 0,5% alcool, acest lucru nu are nimic de a face cu motivul pentru care a ajuns pe lista noastră. Încă o dată, vinovatul e zahărul. În timp ce aroma de ghimbir e puternică în berea de ghimbir, zahărul e adesea al doilea ingredient. De obicei, chiar înaintea rădăcinii de ghimbir sau aromei naturale. Acum, adevărul e că ghimbirul poate fi foarte bun pentru tine și astfel înțelegem atracția berii de ghimbir și gustul său puternic de ghimbir. Cu toate astea, e nevoie de mai multe cercetări pentru a vedea dacă beneficiile pentru sănătatea ale ghimbirului real se transpun la berea de ghimbir. Dar chiar dacă o fac, verificați eticheta nutrițională, deoarece unele din ele pot conține până la 35 grame zahăr pe porție și asta înseamnă mult. Shake-uri proteice prefabricate. Zahăr cu o garnitură de proteine vrea cineva? Aruncați o privire la lista de ingrediente a majorității shake-urilor proteice și s-ar putea să fiți șocat să descoperiți că sunt pline de zahăr îndulcitori artificiali, conservanți și aditivi. O bună regulă de bază, bea apă, mănâncă-ți proteinele. Sursele tradiționale precum laptele, iaurtul, ouăle, fructele de mare, puiul și carnea de vită sunt întotdeauna un pariu mai bun. Băuturi sportive. Dacă nu sunteți un atlet de înaltă performanță, nu aveți nevoie de o băutură de înlocuire a electroliților pentru a vă ajuta să vă mențineți alimentat și să fiți în vârful piramidei energetice. Există cazuri speciale, cum ar fi antrenamentul la temperaturi extreme sau
pentru perioade prelungite de timp, în care o băutură poate fi justificată. Dar pentru o jumătate de oră de antrenament obișnuit, apa va fi suficientă. Băuturile pentru sportivi sunt concepute pentru a-i ajuta pe sportivi să rămână energizați și hidratați în mod corespunzător datorită echilibrului corect de carbohidrați ușor de obținut și minerale pline. Acestea vor adăuga calorii semnificative și dacă aveți o burtă sensibilă, e posibil să vă provoace de asemenea o ușoară stare de greață. Smoothie-uri preambalate. Chiar dacă pretind că sunt fără adaos de zahăr, cele mai multe smoothie-uri sunt doar o mascaradă de băuturi sănătoase. Deși poate scăpa de această afirmație, prin utilizarea zahărului sub formă de piure de fructe, încărcătura totală de zahăr e totuși semnificativă și adesea nu e echilibrată cu fibre sau proteine care să ajute la stabilizarea nivelului de zahăr în sânge și să vă mențină sătul. Bubble tea. Nu vă lăsați păcăliți de nume, crezând că este bun pentru dumneavoastră. Da, ceaiul, în special ceaiul verde, are multe beneficii pentru sănătate și da, ceaiul cu bule, cunoscut sub numele de ceai boba, începe cu o bază de ceai. Cu toate astea, lucrurile care vin după ceai sunt cele în care se află problemele delicioase. Începând cu bulele în sine, perlele de tapioca sunt total amuzante și delicioase, dar conțin de asemenea o mulțime de zahăr. Medicii ne spun că un ceai cu bule de 250 de grame are deja 28 de grame de zahăr, apoi există toppingurile pe care atât de mulți dintre noi le adăugăm, cum ar fi diverse geleuri sau budinci, toate acestea adăugând și mai mult zahăr la băutură, așadar nu faceți din acestea un obicei. Ceaiul cu gheață îndulcit. Rămânând la ceai, o sticlă standard de ceai rece de piersici conține 34 de grame de zahăr adăugat, cantitate care depășește limita zilnică recomandată. Dacă e îndulcit în prealabil, nu puteți controla cât de mult zahăr adăugat se adaugă în băutura voastră. E mai bine să comandați o versiune neîndulcită și să adăugați o linguriță sau două de zahăr pe cont propriu. În acest fel puteți controla cât de mult adăugați și reduceți conținutul total de zahăr cu mai mult de jumătate. Băuturi energizante. Cu toții am putea folosi un impuls de energie din când în când, dar acestea fiind spuse, băuturile energizante nu sunt calea de a face acest lucru. Da, cu siguranță funcționează și veți obține un impuls de energie pe termen scurt, dar acele aripi, așa cum îi place să le numească Red Bull, nu durează mult și pot avea efecte negative asupra sănătății. În timp ce o cutie de Red Bull are ceva mai puțină cafeină decât o ceașcă de cafea, e totuși o cantitate mare și vine și cu 27 de grame de zahăr. Ai putea opta pentru o băutură fără zahăr, dar atunci nu faci decât să ingerezi îndulcitori artificial precum aspartamul. Băuturile energizante sunt de asemenea cunoscute pentru a provoca probleme digestive și ritmuri cardiace neregulate. Aripile nu merită asta, nu-i așa? Apa îmbuteliată cu vitamine. Apa e cel mai bun și cel mai important lichid pe care îl putem consuma, iar vitaminele sunt grozave, așa că te-ai gândit că apa îmbuteliată cu vitamine ar putea fi cea mai tare băutură din toate timpurile. Ei bine, mai gândește-te odată. În timp ce aceste băuturi oferă vitamine și minerale adăugate, majoritatea suplimentelor pe care le oferă sunt formă de vitamina B și C, pe care majoritatea oamenilor le obțin oricum din belșug din dieta lor. Cele mai multe din aceste produse de apă vitaminizată adaugă și destul de mult zahăr, așadar, în loc de ape vitaminizate, luați vitaminele și beți apă. Alcoolul. Ceea ce e interesant în legătură cu alcoolul e că în funcție de cât de mult bei, acesta se poate regăsi aproape de vârful acestei liste sau pe o listă de băuturi sănătoase. În timp ce ideea de moderație e greu de stabilit, orientările actuale stabilesc cantitatea acceptabilă la una, două băuturi pe zi pentru bărbați și una pentru femei. Iar aceste cifre sunt foarte importante. Pentru că în timp ce un consum redus sau moderat de alcool poate reduce de fapt riscul de deces din cauze cardiovasculare, consumul de alcool peste nivelurile recomandate crește riscul de atac de cord și de accident vascular cerebral. Astfel, ca o concluzie, băuturile pe care le alegem să le consumăm au un impact semnificativ asupra sănătății noastre generale. În timp ce hidratarea adecvată este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, trebuie să fim conștienți de compoziția băuturilor pe care le selectăm. Deși unele, precum apa și ceaiul neîndulcit, sunt alegeri sănătoase, altele, cum ar fi sucurile de fructe îndulcite și băuturile energizante, pot fi încărcate cu zahăr și calorii inutile care pot afecta negativ sănătatea noastră. Moderarea și conștientizarea ingredientelor sunt cheia unei hidratări sănătoase și echilibrate. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!